Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Cele trei mine din Valea Jiului, aflate pe program de închidere, Petrila, Paroșeni și Uricani, sunt în pericol nu doar de închidere forțată, ci și de autoaprindere. În fronturile de lucru pot oricând să apară focuri endogene. Creștinii ortodoxi au fost în această zi la biserică pentru a lua parte la slujba de sfințire a apei, cunoscută și sub numele de aghiasma mică, considerată tămăduitoare de boli. Un bărbat în vârstă de 61 de ani care s-a dus la medic cu dureri reumatice a primit trimitere la cabinetul de ginecologie. Dincolo de faptul că s-ar putea pune lacătul pe minerit mai devreme decât ne așteptam, odată cu încetarea activității la cele trei mine aflate pe program de închidere, acum există și o gravă problemă de siguranță. Cărbunele din subteran se poate aprinde în orice moment. Ieri după amiază, Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului a decis să oprească activitatea de extragere a cărbunelui din abataje, pentru că pur și simplu nu mai are unde să-l însilozeze. Decizia trebuie să o iau fortuit de împrejurare. La Paroșeni, de exemplu, de ieri, după amiază, nu mai extragem nici o tonă de cărbune. La Petrila încă mai avem o posibilitate astăzi și la Uricani, dar începând cu ziua de luni, mă tem că nici acolo nu va mai fi posibil stocarea cărbunelui. Dar, dincolo de pericolul încetării activității, acum există unul și mai mare. Oricând, zăcământul de huile din abatajele celor trei mine se poate aprinde. Este suficient oxigen în subteran, în fronturile de lucru. De aici și până la apariția focurilor endogene, lucrurile sunt aproape. Ori în momentul de față, din punct de vedere profilactic, am luat toate măsurile necesare ca să nu avem astfel de surprize. De exemplu, la Petrila, unde exploatăm în fostul abataj unde a avut loc explozia în 2008 și incendiul din aceeași perioadă, masivul de cărbune este suficient de încălzit, deci are suficientă căldură acumulată. Acolo se pune doar problema oxigenului, iar trecerea peste zona de piroliză este foarte aproape. Și de aici, până la apariția focului endogen, timpii sunt foarte scurți. Poate fi vorba de câteva ore sau de câteva zeci de ore. Nu e vorba de zile. Din cauza neexploatării huilei, în toate cele trei mine, Petrila, Paroșeni și Uricani, există pericolul de apariția focurilor endogene. De aici și până la o posibilă tragedie, ar fi doar un pas. Ferească Dumnezeu să se întâmple așa ceva. Nu ne iartă nimeni astfel de decizie, pentru că, de regulă, pentru a închide o mină sunt câțiva pași care trebuie urmați. Pași de securitate a lucrărilor care urmează a fi închise, a zăcămintelor care n-au fost exploatate integral, a lucrărilor pe orizontală și pe verticală, până la închiderea finală. Sunt pași de făcut. Aici nu putem compromite nici starea zonei. Toată această situație se datorează faptului că huila extrasă de exploatările care aparțin de Societatea Națională de Închideri nu este achiziționată de Complexul Energetic Hunedoara pentru cele două termocentrale, Mintia și Paroșeni. Cei din conducerea complexului refuză să plătească prețul corect pe tona de cărbune. Nu este vorba că mențin decizia. Nu pot să scad sub 64 de lei. Este un preț bătut în cuie, nu de mine, de Guvernul României în colaborare cu Comisia Europeană. S-au stabilit niște programe, s-au stabilit niște termene, s-au stabilit niște indici pe care eu trebuie să-i respect ad literam. Nu am voie să mă abat ca și bucătarul de la o rețetă. Trebuie să merg ad literam, cum scrie acest program. Un pensionar din Devar putea fi primul bărbat din județ care ar merge la ginecolog după ce medicii au scris greșit biletul de trimitere. Acesta s-a plâns doctorilor de dureri la un picior cauzate de reumatism și s-a ales cu trimitere la secția de obstetrică ginecologie. Remus Lungu, în vârstă de 61 de ani, este primul hunedorean de sex masculin care ar putea ajunge pe patul de consultații ginecologice, după ce medicul care l-a consultat i-a scris greșit biletul de trimitere. Bărbatul s-a prezentat la medic cu dureri la piciorul stâng cauzate de reumatism, însă a fost trimis de medici la cabinetul de obstetrică ginecologie. Noastră aveți probleme cu piciorul, nu? Piciorul, partea stângă. Credeți că medicul a înțeles greșit ce... Nu știu, cred că ce i-ați explicat dumneavoastră? Nu, o scris greșit. Dar ce e os? Nu e. Și ați fost totuși la spital cu biletul? Da, nu, de acolo... Și ce le-au zis ce biletul? Asistenta, norocul cu...
Că am zis, bă, ce, uite ce, la femeie, dar tu nu e femeie, el, o geobsere de aia de mine. După ce a constatat eroarea, bărbatul s-a întors cu biletul de trimitere la medicul său de familie, dar nu l-a găsit pentru a-i cere explicații. În schimb, medicii ginecologi din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Deva susțin că cel mai probabil este o greșeală a celor care au scris biletul de trimitere și că omul trebuia trimis la reumatologie. Un bărbat a fost surprins de camerele de supraveghere ale unui supermarket în timp ce îi fura unui alt bărbat portmoneul. Acesta a fost arestat preventiv pentru infracțiunea de furt calificat. Un bărbat de 55 de ani din municipiul Deva a sesizat poliția că i s-a furat portmoneul cu 300 de lei, în timp ce se afla la cumpărături într-un supermarket din Deva. Polițiștii au fost operativi și l-au identificat rapid pe suspect. Pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și a celorlalte probe existente la dosar, a fost identificat într-un timp relativ scurt prezumtivul autor al acestei fapte. Este vorba despre un bărbat din municipiul Deva cu antecedente penale tot pentru infracțiuni de furt calificat, în vârstă de 46 de ani. El a fost reținut în cursul zilei de ieri de către polițiști și prezentat în această dimineață magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Modul de operare al suspectului a fost unul bine cunoscut între practicanții acestei meserii. Mascându-și mâna dreaptă cu un obiect de vestimentație, acționa asupra poșetelor, agenților, a buzunarelor clienților dintr-un magazin, profitând și de faptul că aceștia erau oarecum neatenți, preocupați mai mult de cumpărături. Polițiștii recomandă cetățenilor să fie mai atenți la bunurile lor pentru a nu se regăsi în astfel de situații. Recomandarea noastră ar fi la cumpărături în locurile aglomerate în supermarketuri să fie mai prudenți cetățenii, să-și păstreze portmoneul cu bani și acte în interiorul vestimentației, la piept de preferință și în niciun caz partea exterioară sau pe coșul de cumpărături. De asemenea, nu uitați că în momentul în care sunteți victimă sau martor al unei infracțiuni de furt calificat, să apelați numărul de urgență 112 și să alertați imediat agentul de pază și chiar personalul magazinului respectiv. Ilie Păducel reînființează postul de City Manager la Petrila. În curând va avea loc și concursul pentru ocuparea acestei funcții, care până anul trecut a fost ocupată de Dorin Curtean. Primăria și Consiliul Local de la Petrila au decis reînființarea postului de City Manager, desființat în urma scandalului de amploare dintre primarul Ilie Păducel și fostul administrator public Dorin Curtean. S-a aprobat organigrama în Consiliul Local al orașului Petrila și vom reînființa postul de administrator public la Primăria Petrila. Și tot Consiliul Local va aproba în următoarea ședință și criteriile de selecție. Vom stabili și aproba criteriile de selecție și vom organiza concurs. Războiul între primarul Ilie Păducel și fostul city manager al orașului Petrila a început și s-a sfârșit tot anul trecut, după ce postul pe care Curtean îl ocupa a fost desființat în luna august. De altfel, acesta a făcut la începutul anului 2013 și o plângere la poliția din localitate împotriva primarului pentru abuz în serviciu. Astăzi creștinii prăznuiesc izvorul tămăduirii, sărbătoare care ne arată poziția și rolul Maicii Domnului în lucrarea mântuirii. Oamenii au fost la biserică pentru a lua apă sfințită. În săptămâna luminată se cuvine ca să o prăznuim în mod deosebit și pe Maica Domnului, care este izvorul vieții, pentru că din ea a izvorât Iisus Hristos Domnul nostru, adică a luat trup omenesc. Maica Domnului este cea mai aleasă din toate neamurile, ce a avut pământul să dea mai bun pentru Dumnezeu și de aceea este prăznuită în mod deosebit astăzi ca izvor al vieții și al tămăduirii. Dar asta este un sens al acestei sărbători. Un alt sens este acela că Maica Domnului a făcut multe minuni în apropierea unor izvoare mai ales. Ea, așa fiind numită izvorul vieții, izvorul tămăduirilor, a devenit în felul acesta pentru că apa fiind un element primordial și foarte important pentru viață, omul are nevoie de apă și apa folosește foarte mult vieții noastre. Maica Domnului s-a folosit de acest element pentru ca să aducă multă mânghiere oamenilor care cu credință au venit la ea.
Creștinii ortodoxi au fost în această zi la biserică pentru a lua parte la slujba de sfințire a apei, cunoscută și sub numele de aghiazma mică, considerată tămăduitoare de boli. La purificarea sufletului, la tot ce trebuie. Păi am luat mai mult, că am luat pe mai multe bătrâni bolnave. Și pentru mine, pentru fiica mea, iar e bolnavă, să fie cu leac, să dea Dumnezeu, să ne facem bine. Vă ajută? Ne ajută. Totdeauna am pățit, mi-a fost rău și mai mult mă ajută decât medicamentele. Nu mai pot lua medicamente și folosesc apa. E bună pentru sănătate, mama. Pentru sănătate, pentru oamenii bolnavi. Ce să facem? Vă ajută? Ne ajută, da. De fiecare dată am venit și e foarte bună. În toți anii vin și cât mă ține Dumnezeu vin, că e izvorul tămăduirii și dacă tragem speranță în lumea asta, de toate speranțele, apoi în speranța în Hristos, care asta nu trebuie să moară niciodată și izvorul tămăduirii ne tămăduiește de orice fel de boală, numai să fim cu nădejde, numai să avem nădejde de plină că ne va mântui Mântuitorul și ne mântuie. E foarte important să înțelegem că scopul nostru este acela de a ne îndumnezei, de a ne înduhovnici, nu numai noi, ci și toate din jurul nostru. De aceea noi sfințim apa, ca să sfințim întreaga natură. Iar oamenii vin cu credința astăzi, asta este, să zicem așa, credința de început, foarte bună și minunată la majoritatea oamenilor, că se lipesc de lucruri foarte văzute. Bineînțeles, apa sfințită e un lucru văzut, pe care oamenii îl iau, îl folosesc în casele lor, gustă din ea, spre tămăduirea lor și care cu credință vin, cu credință se și tămăduiesc și se vindecă de neputințele lor. Elevii de la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Petroșani au ieșit astăzi la ecologizare. Acțiunea a fost derulată în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului. Elevii din patru clase de la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Petroșani, sub îndrumarea trei profesori, au ieșit astăzi la curățenie și ecologizare în perimetrul instituției. Acest eveniment marchează activitățile de voluntariat și are ca obiectiv responsabilizarea tinerilor și a comunității locale pentru aceste acțiuni de ecologizare. La noi la școală, în această săptămână, vom desfășura mai multe acțiuni privind curățirea curții școlii și a zonelor înconjurătoare. Elevii au conștientizat astăzi și mai mult importanța voluntariatului, mai ales în privința mediului înconjurător. Înseamnă foarte mult. Fiecare om nu este om dacă nu plantează o floare sau un copac. Înseamnă foarte mult pentru noi, ne face să devenim mai buni și să protejăm natura. În proiectul Săptămâna Națională a Voluntariatului sunt implicate 34 de județe din țară, cu participarea circa 4.000 de voluntari. Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Ne revedem luni la 17:30 și să aveți parte de un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.